La Paști, de George Toporceanu. Astăzi, în sufragerie, dormitau pe farfurie necăjite și mânjite zece ouă înroșite. Un ou alb abia ouat, cu mirare l-a întrebat: Ce vă este, frățioare? Ce vă doare? Nu vă ninge, nu vă plouă? Stați gătite în haine nouă? Parcă, Dumnezeu mă ierte, n-ați fi ouă! Suntem fierte! zis un ou rotund și frez lângă pasca cu orez. Și, schimbându-și brusc aliura, toate au început cu gura. Până la urmă, tonul scap, negătește de paradă, ne ciocnește cap în cap și ne zvârle coaja în stradă. Ce rușine! Ce dezastru! Preferam să fiu omletă! Eu, de m-ar fi dat la cloșcă, aș fi scos un pui albastru și eu unul violet. Eu mai bine ar fi să tac. Așa galben sunt că vine să-mi închipui că pe mine m-au ouat un cozonac.